4 contra unuia. 3 minori și un adolescent au fost reținuți pentru comiterea unui jaf în capitală. Poliția a fost sesizată de un bărbat de 38 de ani, precum că în data de 21 august, în timp ce acesta se deplasa spre domiciliu pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani, a fost jefuit în mod deschis de 4 indivizi necunoscuți. Victima a relatat că agresorii s-au apropiat de el pentru a-i cere o țigară. L-au lovit, iar apoi în mod deschis i-au sustras geanta cu diferite bunuri. Ca urmare, bărbatul a fost deposedat de un telefon mobil și de actele de identitate. Conform calculelor estimative, prejudiciul cauzat a fost de 6.200 de lei. În urma investigațiilor, oamenii legii au identificat și reținut suspecții. Aceștia s-au dovedit a fi cu vârstele cuprinse între 14 și 18 ani. La audieri, bănuiții și-ar fi recunoscut vina și au mărturisit amănunțit cum au săvârșit fapta. Vă cer tot țigară de la un om și om și ăla nu știu ce a spus. Și n-am auzit. Și s-a dus și l-a pălit. Și după asta l-am pălit și eu. L-am lovit. L-ați lovit. După și l-ați lovit, ce ați mai făcut? I-a luat geanta. Și s-a dus într-o parte, s-a uitat ce are în geantă și după asta i-au luat telefonul și nu telefonul. Și i-ați mai luat de la dânsul? Geantă, documentele și... La moment, tinerii sunt cercetați în stare de libertate pentru jaf. Conform legislației în vigoare, aceștia riscă pedeapsă cu pușcărie pe un termen de până la 7 ani. Alte circumstanțe se stabilesc.